În perioada 14-20 decembrie, Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului desfășoară proiectul social-filantropic Bucuria Crăciunului. 1200 de pachete cu dulciuri, alimente, rechizite și cărți de rugăciune au fost pregătite pentru a fi dăruite familiilor aflate în dificultate. Primii care s-au bucurat de cadouri au fost 300 de copii și bătrâni din comuna argeșeană Vedea. O parte dintre parohiile eparhiei au contribuit financiar pentru realizarea a 1200 de pachete care conțin dulciuri, alimente, rechizite școlare și cărți de rugăciune. Acestea vor fi împărțite până la sfârșitul săptămânii în cele 6 protopopiate din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, fiind alese familiile aflate în dificultate. Darurile sunt destinate în special copiilor, dar și bătrânilor singuri care au nevoie de ajutor. Primele 300 de pachete au fost oferite persoanelor nevoiașe din comuna argeșană Vedea. Iată, ne astăzi demarând campania Bucuria Crăciunului, o campanie la care s-a muncit mult, o campanie la care am pus mult suflet și o campanie la care mulți dintre slujitorii altarelor argeșene au subscris. Ne bucurăm că astăzi am demarat această campanie în sudul județului. Am fost în protuirile Pitești și Costești, urmând ca celelalte 4 protuirii să fie vizitate zilele următoare. Am văzut lângă noi, imaginele stau mărturie, o mulțime de copii care s-au simțit binecuvântați, care s-au simțit bucurați și până la urmă aceasta e finalitatea demersului nostru. Totdeauna copiii s-au bucurat când biserica a venit în întâmpinarea lor, bineînțeles și pentru faptul că biserica a venit în întâmpinarea copiilor din parohii și cu alte ocazii, nu numai cu ocazia Crăciunului, dar mai ales acum, pentru că este perioada, cum bine știm toți, perioada Crăciunului, perioada în care copiii așteaptă să primească daruri de la cei mari și, bineînțeles, copiii au fost bucuroși și foarte receptivi la această activitate. Aproape toți copiii din parohii au fost prezenți și au fost parte la această activitate desfășurată în cadrul protoierei noastre și, bineînțeles, cadrul eparhiei noastre. Caravana Bucuria Crăciunului a ajuns astăzi și în protopopiatul Costești. 200 de pachete au fost dăruite copiilor din parohia Bârla. Drept mulțumire pentru cadourile primite, cei mici au colindat pe binefăcătorii lor. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Toate parohiile din zona sudului, din 4 comune, au primit cadouri pentru familiile nevoiașe, cadouri care cuprind atât dulciuri cât și rechizite, cărți de rugăciuni și alte daruri ce sunt întotdeauna binevenite. Sperăm ca Bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși în continuare, să putem să desfășurăm aceste acțiuni care întotdeauna vor aduce bucurie atât copiilor cât și părinților, dar mai ales preoților și celor care slujesc Biserica lui Hristos în această zonă îndepărtată, săracă, dar bogată din punct de vedere duhovnicește. Proiectul Bucuria Crăciunului va continua în celelalte 4 protopopiate ale eparhiei. Până în 20 decembrie, clericii din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului vor vizita și vor oferi daruri tuturor copiilor și bătrânilor defavorizați aflați în evidențele parohiale.